Deschidem serviciul divin pentru sabat cu cântarea numărul 267, Domnul ne cheamă pe munte. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat ca să trecem din nou pragul casei tale. Vrem să reînnoim legământul nostru de credincioșie cu tine. Nu putem să trăim fără tine. Suntem bucuroși că tu ești Dumnezeul nostru și noi vrem să fim copiii tăi. Treci tu pe la inimile noastre și cercetează tu inimile noastre și ajută tu ca să fim setoși după neprihănire, să căutăm adevărul, să vorbim adevărul, să facem fapte vrednice de pocăință. Ajută-ne ca
cuvintele pe care le auzim în seara aceasta sau de ori de câte ori deschidem Biblia, să considerăm că prin paginile Scripturii Tu ne vorbești în mod personal, vorbești direct inimilor noastre. Ajută-ne să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și ajută ca să avem mai multă îngăduință față de semenii noștri. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care în acest moment, în acest loc, își pleacă capul înaintea Ta și ți se închină Ție. Să binecuvintezi pe cei care n-au putut să vină în locașul Tău de închinare sau în locașurile Tale de închinare, dar care cu gândul ei sunt în sabat, cu gândul și cu inima lor și cu cugetul lor sfințesc această zi. Și ajută, Doamne, ca toți copiii Tăi, marele popor nevăzut, turma Ta nevăzută din lumea aceasta, să recunoască și să ajungă la cunoștința completă a adevărului, a sabatului, a poruncilor. Sfințește-ne în acest lucru și ajută-ne să considerăm că avem o misiune în această lume și să considerăm că Tu ne prelungești zilele și viața pentru un anumit scop. Ajută-ne să găsim scopul pentru care Tu binecuvintezi zilele noastre și viața noastră. Amin. Laudă-mă, umple-n tine, mă bucură.
Să nu uităm că suntem în mijlocul uneia dintre cele mai frumoase cărți pe care cineva o poate studia și de care cineva se poate bucura. Dacă ar trebui să vedem structura acestui material, a acestei cărți, am observat un lucru important de ținut minte și de așezat în structura acestei cărți. Jumătate din carte este o carte de istorie creștină, cu date, cu realități frumoase, care inspiră pe fiecare creștin cu ideea că merită să trăiască pentru Dumnezeu. Istoria merge pas cu pas până când, la un moment dat, creștinismul, în încercarea de a înțelege intenția lui Dumnezeu, descoperă sanctuarul ceresc ca prototip al planului de mântuire. Și din momentul în care creștinismul descoperă sanctuarul ceresc, undeva la jumătatea cărții, de acum încolo toate temele pe care le vom studia sunt teme care au loc în sanctuar, se leagă de sanctuar, își găsesc rădăcina și desfășurarea lor acolo. Deci până acum, până în momentul acesta, n-am făcut altceva decât am mers pas cu pas pentru a găsi locul unde se desfășoară întregul plan de mântuire și mai ales locul unde se desfășoară evenimentele ultime din istoria acestei lumi. Sanctuarul este locul unde Dumnezeu gestionează finalul istoriei și desăvârșirea istoriei noastre. Din cauza asta, probabil că autoarea, de ce Ellen White, se ocupă de sanctuar, de tematica lui, în mai multe capitole. Spre exemplu, primul capitol care ne introduce ideea sanctuarului se intitula Ce este sanctuarul? Și se încerca să dea o definiție a sanctuarului. Ce e sanctuarul? Acest complex. Spuneam noi la vremea aceea, până când sanctuarul a apărut, oamenii se închinaseră înaintea lui Dumnezeu cu un altar. Atât. Ideea jertfei exista. Dar nu exista ideea desfășurării sau a slujirii sângelui. Ce se întâmplă cu sângele care curge? Altarul era o ilustrație a sângelui vărsat, dar nu era o ilustrație a sângelui slujit. Așa că în primul capitol, Ce este sanctuarul, Ellen White dorește să ne dea o explicația ce înseamnă și care este importanța slujirii sângelui după momentul jertfei animalului. Cu alte cuvinte, cadrul, ea deschide cadrul care poate explica lucrarea Domnului Iisus Hristos după cruce. Apoi, următorul capitol a fost Ce e Sfânta Sfintelor? Și aici, capitolul ne prezenta faptul că lucrarea Domnului Iisus Hristos este etapizată și nu numai etapizată, dar crește în importanță. Lucrarea Domnului Iisus Hristos crește în importanță. Ideea este că din Betleem, Domnul Iisus Hristos își trăiește viața sa, apoi Domnul Iisus Hristos moare la cruce, apoi este înmormântat și înviat și din momentul învierii sale, Domnul Iisus Hristos începe o lucrare ce se dezvoltă, crește în importanță din ce în ce mai mult. Este luat la cer, El trimite Duhul Sfânt peste întregul pământ, apoi începe lucrarea de mijlocire la dreapta Tatălui, urmând ca ulterior El să slujească în Sfânta Sfintelor în calitate de judecător. Această trecere a Domnului Iisus Hristos din Sfânta în Sfânta Sfintelor este prezentată în acest capitol. Și înțelegem noi că astăzi noi ne aflăm în fața unei lucrări de mai mare importanță decât lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu 3 secole în urmă. Cu alte cuvinte, responsabilitatea noastră crește. Suntem responsabili față de Iisus Hristos și față de lucrarea pe care El o face acum, datorită valorii ei. Și în sfârșit, al 3-lea capitol, care are de-a face tot cu sanctuarul acum,
este legat de legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare, că în după amiază, în seriile acestea, toate sunt legate de întrebări. Până în momentul descoperirii teologiei sanctuarului, oamenii n-au înțeles legea lui Dumnezeu. Ce ziceți? Până sau înainte de anul 1800, oamenii nu făceau trimitere la legea lui Dumnezeu. Biserica Catolică, spre exemplu, în momentul în care își învăța enoriașii, nu făcea trimitere la legea lui Dumnezeu. Luther, în momentul în care el și-a scris tratatele sale profund biblice, nu făcea trimitere la legea lui Dumnezeu? Sigur că da. Vreau să vă întreb, aceasta e întrebarea mea. Ce era incomplet în modalitatea lor de abordare a legii lui Dumnezeu? Ce nu era bine? Ce nu era bine? Mi se răspunde aici că porunca a doua și porunca a patra, ce se întâmplase cu ele? A doua era exclusă, a patra era schimbată. Nu se gândise nimeni la un moment dat să fie foarte atent la cele 10 porunci. Nu se gândise mai nimeni. Toată lumea le lua de bune așa cum erau și nu băgaseră de seamă că, într-adevăr, în cadrul primelor 4 porunci ale lui Dumnezeu, care reglementa poziția omului față de Dumnezeu, se produseseră modificări foarte mari. Oamenii citeau Sfânta Scriptură, citeau cele 10 porunci și la porunca a doua ce găseau? Mă ajută cineva? Ce găseau la porunca a doua? Găseau porunca a treia, mulțumesc. Și la porunca a patra ce găseau? Ce găseau la porunca a patra? La porunca a patra, poftim. Haide, zi-mi. Nu vrea să fie ca evrei, că evrei erau considerați cei care au pedepsit pe Iisus și atunci ei erau creștini, nu erau evrei. Mulțumesc tare mult. E adevărat, ăsta era unul dintre motivele pentru care au schimbat, porunca lui Dumnezeu. Dar când citeau porunca a patra, acolo găseau să cinstești Să cinstești sărbătorile. Și cine hotăra care erau sărbătorile? Biserica, sigur că da. Și biserica hotărâse care sunt sărbători, care nu sunt sărbători. Deci ea era responsabilă cu sărbătorile, era responsabilă cu închinarea. Ceva se schimbase în legea lui Dumnezeu. Mulțumesc. Așa. Contextul în mare. Și acum ne luăm iar o mică pauză și vă rog frumos toată lumea să-și caute celularele. Le-ați găsit? Acum stingeți-le, vă rog frumos. Da? După ce le-am găsit să le și stingem. Mulțumesc. Există un text cu care capitolul nostru începe. Un text foarte frumos în Noul Testament. Marea majoritate a creștinilor spuneau sanctuarul este pentru Vechiul Testament. S-a terminat odată cu crucificarea Domnului Iisus Hristos. Cu toate acestea, spre surprinderea lor, capitolul recomandă să citim din Apocalips capitolul 11 cu versetul 9. Ce găsim acolo? Poftiți, ziceți numai puțin să vă vină un microfon. Nu, că trebuie să vină microfonul ca să se aude și pe internet. Și vă rog frumos, cei ce dați răspunsuri, așteptați puțin până vi se dă microfonul. Mulțumesc, Antoni. Ziceți că e pornit. Mai sus microfonul, aproape de... Apostolul Ioan așa? A văzut sanctuarul în cer. I s-a descoperit sanctuarul în cer și s-a permis să intre în Sfintea Sfintelor ca să vadă ce este acolo. Mulțumesc, textul spune așa. Templul lui Dumnezeu care era în ceruri s-a deschis. Da? Și s-a văzut ce anume? Chivotul legământului lui Dumnezeu. Când se întâmplă asta, frate Paul?
Înainte de cruce sau după cruce? După crucificarea Domnului Iisus Hristos. După crucificarea Domnului Iisus Hristos, când perdeaua templului se rupsese de sus până jos. Când templul de la Ierusalim, ce se întâmplase cu el? În anul 70 se dărâmase. Aproximativ la 20 de ani după aceasta, după ce templul de Ierusalim fusese dărâmat, Ioan, ucenicul iubit, are viziunea aceasta în care el vede din nou templu, dar nu-l mai vede pe pământ. Îl vede unde? În cer. În cer. Și spre surprinderea lui, în cer vede chivotul lui Dumnezeu. Deci, ce a sugerat lui Ioan viziunea chivotului? De ce era important chivotul, fraților? Cine mă ajută? Numai puțin, du-te cu microfon repede acolo și până atunci o să rog eu pe fratele Micu să-mi dăm un răspuns puțin mai lung, ca să nu vin cu microfonul degeaba. Ok, dacă a zis așa, dar să nu vă plictisesc. Deci, dacă luăm o cameră de vederi și dăm zoom-ul, nu? Prima dată pe sanctuar, nu? Da. După aceea mergem și mai aproape. Da. Sfânta. Uitați aici, Sfânta. Am dat zoom-ul. Așa, da. Așa. Și pe urmă mergem în Sfânta Sfintelor. Așa. Și acolo este o ladă. Da. Chivotul. Și în ladă este legea lui Dumnezeu. Și în mijlocul legii lui Dumnezeu este sabatul. Mulțumesc. Dânsul am făcut zoom din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mult, către mijloc, către mijloc, către mijloc. Acum, capitolul pune o problemă. Ce anume creează aici sfințenia deosebită a acestui cel de-al doilea compartiment? Din ce cauză este acest compartiment numit Sfânta Sfintelor, deci de două ori sfânt? Din ce cauză? Poftiți? Prezența lui Dumnezeu. Mulțumesc, e adevărat. Altceva? Poftiți, așteptați să vi se dea microfonul, da? Haide. Antoni, tu ești partea din stânga sau care? Partea, ok. Ceea ce dă importanța acelui chivot este legea lui Dumnezeu, care este caracterul lui Dumnezeu, exprimarea caracterului lui Dumnezeu, voinței lui Dumnezeu. Mulțumesc! Psalmul 119 cu 89 spune: Cuvântul tău, Doamne, mulțumesc, dăinuiește în veci unde? În cerul. Fraților, observați lucrul ăsta. S-ar putea întâmpla ca la noi pe pământ cuvântul lui Dumnezeu să nu dăinuiască. Că noi ne tot luptăm cu el. Dar în ceruri rămâne mărturia acestui cuvânt imutabil și permanent. Acum, vă rog frumos, ce observați dumneavoastră? Lucrul ăsta se întâmpla în ceruri, da? Unde a așezat Dumnezeu legea sa? Unde a așezat-o? Ce reprezintă chivotul? Exact în prezența lui Dumnezeu, pentru că aici este șechina, este prezența, slava lui Dumnezeu, iar legea reprezintă temelia tronului guvernării sale. Cu alte cuvinte, acolo unde Dumnezeu este prezent, acolo este prezent prezentă legea sa. Acum, mai este ceva. Spuneam data trecută, în Sfânta Sfintelor nu intră nimic, este un spațiu absolut al lui Dumnezeu. Acolo nu intră nimic. Pentru ce? Pentru ce nu intră nimic acolo? Pentru ce Dumnezeu creează spațiul acesta care îi aparține cu exclusivitate sau în exclusivitate lui? Pentru ce? Pentru că spune capitolul, Dumnezeu vrea să ne învețe cum procedează El cu legea sa. Cum procedează El cu legea sa? Unde o pune? Unde o ține? Acolo unde nimeni nu ajunge. Acolo unde nimeni nu poate interveni. Te rog frumos, mai ridica mâna o dată. Mulțumesc. E adevărat. În limba engleză, dar și în limba română, se numește Arca Legământului. Și aici, într-adevăr, este așezat legământul lui Dumnezeu cu poporul său, dar care are baza în cele 10 porunci, în legea lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că astăzi noi îl vedem pe Dumnezeu foarte mult ca Dumnezeu al dragostei, dar nu ca Dumnezeu al neprihănirii. Și al Vechiul Testament spune la un moment dat așa: Dumnezeu, neprihănirea noastră.
Dumnezeu, neprihănirea noastră. Este titlul de glorie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se raportează la legea lui în mod neprihănit. În mod neprihănit. Capitolul ne spune, eu citesc cu afirmație și v-aș ruga pe dumneavoastră să o comentați dacă reușim împreună. Spune că în momentul în care au înțeles sanctuarul ceresc, ei au fost conduși la înțelegerea caracterului sfânt și neschimbător al legii divine. Spuneam înainte că și până atunci ei se folosiseră de lege. Luther vorbise de lege, Biserica Catolică vorbise de lege. Creștinismul vorbea de lege în general. Cu toate acestea, zice că ei au avut o nouă viziune a caracterului sfânt și neschimbător al legii lui Dumnezeu. Cum a avut loc lucrul acesta? Ați vrut să spuneți ceva? Poftiți, frate Vali. Fratele Vali Buducea. Deci, cum s-a ajuns la descoperirea aceasta, caracterul neschimbător al legii lui Dumnezeu? Puteți permite și mie un răspuns mai îndelungat? Încercăm. Îmi pare rău că trebuie să spun și probabil că anumite persoane vor fi deranjate de ceea ce voi spune, dar dacă Dumnezeu nu intervenea, puteam până în ziua de astăzi să ne învârtim ca majoritatea creștinătății în jurul multor, multor idei și subiecte și har ieftin și legea așa cum în sfârșit o vede majoritatea creștinătății. Îmi pare rău că la studiul sanctuarului nu s-a discutat și ar trebui să se discute. Este adevărat că Sora White, din nu știu ce motive, nu menționează acest lucru. Însă arhiva revistei bisericii Review and Herald, istoricienii noștri, cei câțiva istoricieni adventiști, înregistrează acest eveniment și anume. Chiar în dimineața zilei de 23 octombrie 1844 a avut loc un scenariu de genul acela real. Cineva a avut curajul să declare, am văzut cerul deschis. Dacă am avea aici studenții de la Academiile noastre adventiste, care nu merg la școli publice, sunt sigur că ar putea să confirme ceea ce spun eu, pentru că se învață la capitolul istorie, la cursul istorie adventă. Cum l-a chemat? Himes. Nu? L-a chemat Hiram Edson. Himes a fost cel care a publicat. Ok. Edson a fost cel care, conducător, al lider, al creștinilor adventiști, dar nu adventiști de ziua șaptea, ci adventiști mileriți. În dimineața zilei, după ce s-au rugat toată noaptea și au agonizat și de ce n-a venit Domnul, chiar în acea dimineață a mers cu tovarășul Dum, se pare că Crozier a fost, și s-a oprit în drumul lui în timp ce își traversa ferma ca să meargă, pentru că nu mai întârziau să meargă pe străzile orașului unde puteau să fie batjocoriți. A rămas în urmă și după ce a observat colegul lui că a rămas, de ce a rămas, frate, zice, mi s-a descoperit de ce Domnul întârzi să vină. Sau ceva de felul ăsta, parafrazez. Din acel moment, tot ce a spus dumneavoastră și corect, au studiat, au petrecut ore întregi și nopți și în sfârșit și s-a finisat, cum să zicem, s-a pus în ordine subiectul sanctuarului. Însă dacă Dumnezeu nu intervenea, îmi pare rău că trebuie să spun, probabil că mulți ani am fi șchiopătat și noi și probabil că noi să discutăm despre sabat, exact același lucru s-a întâmplat și cu sabatul. Fi nenorocire dacă le-am descoperit noi de capul nostru, atunci ar fi o nenorocire. Dacă Dumnezeu a intervenit, a fost excelent. Da. Într-adevăr, Hiram Edson a avut viziunea aceasta în momentul în care parcurgea și trecea printr-un lan de porumb. Însă nu aceasta este baza doctrinei sanctuarului. Ar fi anormal să spunem că lucrul acesta a legat lucrurile. Nu. În Scriptură era acest adevăr pe care nu-l putusem încă prinde. Vă mulțumesc! Revenind deci la întrebarea pe care am avut-o înainte, sfințenia legii lui Dumnezeu, sfințenia cerințelor sale, ce s-a schimbat aici?
față de cum am perceput legea până acum, până în anul 1800, față de ceea ce Luther a scris despre lege, Calvin a scris despre lege, ce anume am înțeles în mod special acum? Și pe urmă trecem repede mai departe, dar cred că este un lucru care ar merita să-l mai zbatem puțin. Vă rog să observați un lucru. Întâi am înțeles sfințenia legii lui Dumnezeu ca ansamblu și pe urmă am descoperit sfințenia sabatului în particular. Poftiți? Legea lui Dumnezeu de neschimbat. Mulțumesc. Altceva? Mă mai ajută cineva? Mulțumesc, este oglinda care ne conduce la Domnul Iisus Hristos. Fraților, capitolul spune că legea este caracterul lui Dumnezeu. Sfântă, dreaptă și bună, caracterul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, suntem convinși de lucrul ăsta? Azi suntem convinși? Când vorbim cu cineva din frații și prietenii noștri creștini, putem să-i convingem noi cu ușurință că legea celor 10 porunci reprezintă caracterul lui Dumnezeu? De ce nu? De ce nu-i putem convinge pe ei dacă noi suntem așa de convinși? Hai să vedem cineva care mai, poate că n-a mai răspuns până acum. De ce credeți că e așa dificil? Frate Lucian, ce ziceți? De ce este așa de dificil să-i convinge pe ceilalți de partea specifică a legii? De importanța legii. De ce? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii față de alții. Legea trăită, nu doar respectul câștigat la distanță de ea. Uh-huh. Legea interiorizată, trăită prin puterea lui Dumnezeu. Lipsește. Mulțumesc. Rămâne să ne mai gândim la aspectul ăsta, fraților. Noi spunem că înțelegem, noi spunem că... dar nu reușim să demonstrăm lucrul acesta. Și problema sabatului, pentru că noi vorbim că sabatul este exprimarea sfințeniei. Și într-adevăr, sabatul ne învață ce e sfințenia. Haideți, gândiți-vă împreună cu mine, o imagine. Sfânt înseamnă pus deoparte, da? Special. Sfânt înseamnă că e a lui Dumnezeu. Da, ce e a lui Dumnezeu? O zi din 7, așa spune. Imaginați-vă că ziua aceasta din 7 este ca un măr. Ca un măr, pe care mi s-a dat mie și care trebuie să vi-l dau dumneavoastră. Uite, lui Mimi trebuie să-i dau mărul acesta, nu l-am la mine. Câtă vreme eu îi voi da lui Mimi mărul întreg, Mimi se va considera respectată de mine. Așa e și relația cu Dumnezeu. Imaginați-vă însă că la un moment dat, de poftă că mărul e foarte frumos și e roșu și strălucește și așa mai departe, înainte să îi dau sorei Mimi, vreau să încerc și eu să văd cum e gustul. Și nu mușc mult din el. Așa cât un șoricel. Așa cât un șoricel încep din el. Nu 7-a parte, 5 minute. 5 minute. Și iau puțin din el. Și apoi îl întind lui Mimi. Spuneți-mi cum se va simți, Mimi. Ofensat. În felul ăsta noi învățăm sfințenia. Noi învățăm ce înseamnă că e a lui Dumnezeu și dacă e a lui Dumnezeu, nu te atinge de el. Uneori mai luăm din el 5 minute, 2 minute, o oră, mai luăm din el, stai să mai fac și asta. De fiecare dată când facem ceva pentru noi din ceea ce e a lui Dumnezeu, noi ne înfigem dinții. În darul care ar trebui să fie a lui Dumnezeu. Și pe urmă îl dăm lui Dumnezeu tot. Dacă cu mușcatul nostru șoricesc în el, care nu aduce cinste, ci aduce dezonoare. Să ne gândim la lucrul ăsta. Sabatul înseamnă și ne învață ce-i sfințenia. Cum și legea lui Dumnezeu ne învață același lucru. Da, pentru că nu mai avem prea mult timp și subiectul este extraordinar. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură. Roman, capitolul 14, aici ni se spune că este cea mai mare lecție a perpetuității legii lui Dumnezeu în Apocalips 14.
Poftiți? Apocalips 14, începând de la versetul, de la ce verset? Ce spune capitolul? De la ce verset? De la versetul 7. Întreita solie îngerească. Repede de tot, haideți să vedem. Ce este cu această expresie? Am văzut în cer un înger zburând care zicea, versetul 7, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. La ce se referă când spune că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu aici? La ce se referă? De ce e important lucrul acesta? Mulțumesc, trăim în timpul judecății. Ce e important pentru mine dacă știu lucrul acesta? Pregătirea pentru momentul judecății. Mă mai ajută cineva? De ce este important pentru mine să știu lucrul acesta? Că Dumnezeu judecă. Ce judecă Dumnezeu? Poftiți? Dumnezeu judecă pretențiile noastre. Creștinismul nostru îl judecă în raport cu ce? Poftiți? Cu legea lui. Și din nou, legea revine cu putere datorită nevoii ei unde? În judecată. Nu se poate face judecată fără lege. Se face pe baza unei legi. Mulțumesc. 2. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Ce e cu aceasta? Închinați-vă cui? Creator. Fraților, de ce trebuie să mă închin Creatorului în Noul Testament? Vă rog să observați dumneavoastră, marea majoritate a creștinilor spun așa, eu mă voi închina lui Hristos cel înviat. Și pentru că spun așa, ei spun pentru că Iisus Hristos a înviat în ziua întâi, eu mă voi închina deci în ziua întâi, sărbătorind învierea. Ce spune aici? Închinați-vă cui? Creatorului celui ce a făcut cerul, pământul, marea, izvoarele apelor. De ce este important să te închini Creatorului? De ce? Creatorul a făcut toată sabat, că a terminat lucrarea în șase zile și a șapte s-a odihnit. Mulțumesc, fraților. Gândiți-vă, vă rog, la legătura între creațiune și înviere. Gândiți-vă la aceste două. Legătura între creațiunea lui Dumnezeu și învierea lui Iisus Hristos. Și veți vedea că atunci când textul spune închinați-vă Creatorului, implică și ideea aceasta că cel ce a dat viața a luat-o din nou pentru sine. Cum vi se pare partea a doua a textului aici, imediat, frate Dobrică? Cum vi se pare partea asta? A ce sună? Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarelor. A ce sună? Un fragment din porunca a patra. E decupat din porunca a patra. Porunca legată de sabat. Și închinați-vă aceluia care este identificat în porunca a patra și care vorbește și ea de creațiune și creator. Frate Dobrică? Ca să nu fiu puțin confuz la tot ceea ce cunoaștem noi ca adventiști. Da. Domnul Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor ca judecător sau ca mare preot. Eu cred așa ce cred, eu nu pun o întrebare. Și să mă ajutați cine crede că greșesc în privința asta. Dacă El e judecătorul meu acum, ce judecă El la mine? Păi e judecător sau mare preot? Eu cred că e mare preot, deocamdată. Deocamdată. Și judecător când? Mă cheamă la judecat acum. Și când e, când e judecător? Tot acum sau? El e judecător, dar judecă între, adică între Tatăl și mine, ca Dumnezeu pe care să mă tem, El judecă lucrurile astea pe care eu nu le înțeleg, nu le trăiesc și acolo ori îl fac să plângă că arată palmele lui însângerate,
ori îmi judecă vina mea și mă condamnă. Mulțumesc. Hai să încercăm să răspundem. Răspunsul ăsta l-am mai dat și data trecută. Încerc să-l dau repede, pentru că mai avem doar 10 minute. Când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, începea ce? Ce începea? Judecata. Rețineți. Când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, începea judecata. Yom Kippur. Ziua judecății. Deci marele preot executa judecata și eliminarea păcatelor în calitatea sa de mare preot. Până acum, toți cei ce intrau în sanctuar, în sfânta, erau preoți obișnuiți. Ei nu puteau judeca, ei nu puteau curăți sanctuarul. Dar când marele preot prelua problema poporului întreg, în ziua de ispășire, el intra în Sfânta Sfintelor și făcea judecata păcatelor. Deci, lucrul ăsta cred că trebuie neapărat să fie clar în mintea noastră. Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, face lucrarea de judecată a poporului său. Mă întorc apoi în capitolul 14, pentru că deja nu mai suntem pe fir. Am mers puțin lateral. Deci, versetul 7 ne spune despre intenția lui Dumnezeu de a începe judecata și de a-L identifica pe judecătorul nostru cu creatorul nostru și de asemenea să ne închinăm în modalitatea în care creștinii s-au închinat întotdeauna, de la început, creatorului până la sfârșit, tot creatorului. În opoziție cu versetul 7 apare versetul 9. Opoziția aceasta, marea luptă. Dacă se închină cineva fiarei. Întrebare, cine-i fiara? 2. Și chipului ei. Și primește semnul ei. Cine este fiara, cine este chipul sau icoana fiarei, cine este sau ce este semnul fiarei. Iată trei lucruri cu care se ocupă capitolul nostru mai departe. Și pentru ca să rezolve lucrurile astea, capitolul ne roagă, ia întoarceți fraților foaia. Și spune așa, vă rog eu frumos, mergeți la Apocalips 13. Cine e fiara în Apocalips 13? Cine este fiara? Poftiți, sora? Zice, sora, e un leopard. Dar ce fel de leopard? Nu știu dacă ați băgat de seamă ce fel de leopard. Poftiți? Nu, asta e în altă parte. Ce fel de labe avea? Mulțumesc. Ce fel de gură avea? Numai puțin, ia gândiți-vă, opriți-vă puțin, stop. Gură de leu, labe de urs, trup de leopard. De unde le-a luat, frate? De unde le-a luat? Fiara asta, care apare aici în Apocalips 13, reprezintă o sumă de fiare care au existat înainte. Ce era Babilonul? Din Daniel? Leu. Aici ce a mai rămas din leu? Gura. Ce era Medopersia? Din Daniel? Un urs. Mulțumesc. Aici ce a mai rămas? Labele. Mulțumesc. Ce era Grecia? În Daniel? Un leopard. Aici? Corpul. Da? Deci avem de a face cu un leopard și eu vă rog să observați că din toate fiarele a rămas cei mai rău. A rămas gura leului, labele ursului și agilitatea leopardului. Fiara asta are toate elementele, are suma celor mai rele elemente a tot ceea ce a fost înainte. Și asta este, ce este? Fiara sfârșitului. Asta este fiara sfârșitului. Balaurul, cine-i balaurul? Spune că a așezat-o pe scaun de domnie. A așezat fiara asta pe un scaun de domnie. Cine-i balaurul? Cine a zis? Poftiți? Satana, da? Mulțumesc. Și fiara cine o fi? Cine o fi fiara? Oh, Roma, de unde știți dumneavoastră că e Roma? De unde știți că e Roma?
Dați-mi câteva, câteva indicii de aici, mai avem 5 minute și mai e mult. Câteva indicii de aici din capitol. Că e Roma. Imediat, stați să, să mai poftim. Da, dar nu apare aici în capitol. Mie mă interesează în Apocalipsa 13. Uite un indiciu. A lucrat timp de 42 de luni, adică 1260 de ani. Această porțiune de timp se află și în Daniel, se află și în Apocalipsa și identifică aceeași fiară. Aceeași fiară care se întâmplă să acopere perioada evului mediu, 538 până când? 1798, exact când fiara aceasta, ce s-a întâmplat cu ea? Ce s-a întâmplat cu ea? A fost rănită, a venit cineva și a înfipt în ea nu știu ce, dar a rănit-o tare de tot. În 1798, generalul Berthier lua prizonier pe papa Pius. Bun. Iată deci că se împlinește profeția. În anul 1798 spune că chiar atunci din pământ se ridica o altă fiară. De data asta nu prea seamăna fiară, ci seamăna mai degrabă cu un miel care îl iei în casă și îl iei în brațe. Pa, ce frumos! Ce națiune de pe pământ își începea existența chiar atunci în anii 1798? Cine? Amin. Care? Aici, a noi. Când era Constituția? Vă aduceți aminte în ce an a fost Constituția? Haideți, gândiți-vă. Important. Cu puțini ani înainte, America se declarase stat. Cu puțin timp înainte. Și profeția o vede ridicându-se. Era așa de frumoasă, era ca un miel. Așa e? Ca un miel. Da, da. Deci, puterea mielului stă în coarne și dacă coarnele erau ca de miel, înseamnă că arăta blând de tot. Noi am venit aici pentru că am așteptat și am dorit să găsim o țară extraordinar de blândă. Spune textul ce se întâmplă cu fiara aceasta? A început miel și sfârșește cum? Începe miel și sfârșește balaur. Asta este istoria acestei fiare. Începe miel și se termină ca fiind jandarmul întregii omeniri. A, hotărând cine să trăiască, cine să moară, dacă nu mai trebuie schimbat Gaddafi, se rezolvă. S-a rezolvat. Așa mai departe. Deci, se întâmplă ceva, lucrurile s-au schimbat. Țara care promitea viață și bunăstare tuturor, deja începe să administreze forță în lumea aceasta și seamănă cu un balaur, e adevărat. Versetul 11. Versetul 12 spune că această fiară nu s-a mulțumit să vorbească ca un balaur. Versetul 12 ce spune? Că ea a început să lucreze. Cu ce putere? Care fiară? Fiara din tâi, la ce fiară se referă? Lucra cu puterea fiarei care e în momentul ăsta rănită și nu poate lucra. Ea e rănită în colțul ei și așteaptă să se vindece, nu poate lucra și atunci între timp fiara aceasta se ridică și începe să lucreze ea pe o perioadă de timp când fiara cealaltă nu poate lucra. Da? O ajută, așa cum spuneți. Și făcea ca pământul și locuitorii pământului să se închine cui? Nu știu ce interes are fiara asta cu coarne ca de miel să facă ca tot pământul să se închine la fiara care are rana de moarte. Nu știu ce interes are, că eu dacă aș fi în locul ei, aș zice să se închine mie. Dar vă rog să observați că pământul nu se închine acestei fiare, ci fiara aceasta pune să se închine într-un gest altruist. Mă, fraților, e foarte ciudat. E foarte ciudat. Virtuțile pe care Dumnezeu învață un popor al său să le aibă, la un moment dat, fac ca această fiară creștină să nu și atribuie ei gloria, ci să se închine și ea cu toată lumea la o altă fiară care a fost înainte. Ciudată pervertire a caracterului creștin, ciudată umilință. Ea se lasă umilită
pentru ca să se închine în mod fals fiarei din tâi. Aceasta este istoria ciudată a Statelor Unite ale Americii pe care o trăim cu ochii noștri, pe care o vedem cu ochii noștri. Într-un acces de umilință va veni o nouă supraputere. Într-un acces de umilință, America nu face altceva decât face intrarea unei noi supraputeri. Bun. Versetul 13. Cine săvârșea semne mari până acolo încât făcea să se coboare foc din cer? Cine făcea? America sau catolicismul rănit? America, ceea ce înseamnă protestantismul care deja începe să se orienteze către vechea Romă, protestantismul apostaziat face semne mari. America se va transforma în scurtă vreme într-un creștinism al semnelor, al minunilor, al misticismului, al spiritismului. Țara aceasta se va umple cu semne și puteri extraordinare în scurtă vreme. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cobora foc din cer și amăgea pe toți locuitorii pământului. Până acum țara aceasta a fost o țară care a amăgit locuitorii pământului prin economie, prin Hollywood. Le-a promis de toate. De acum încolo, prin ce îi va amăgi? Prin minuni, prin supranatural, prin lucruri extraordinare. Locuitorii pământului vor fi amăgiți. Și amăgiți cum? Amăgiți pentru a face ce? Pentru a face un chip fiarei. Fraților, fiara, cea care este rănită, care își linge rănile în colțul ei, nu va mai putea să apară ea însăși. E prea veche, e medievală, cu o mentalitate care nu mai merge în spiritul modern. Dar Statele Unite ale Americii vor întinde mâna și vor da o față nouă. Vor da o față nouă aceluiași principiu vechi care e acolo. Aceluiași creștinism tradițional medieval îi se va da o față nouă, astfel încât lumea aproape că nu va mai cunoaște. Toată lumea va zice, păi s-a schimbat, nu mai e aceeași. Catolicismul nu mai este același. Stai să vezi că principiile sunt... Uite, și-a cerut iertare și de la iudei, și-a cerut iertare și de la unii, și-a cerut iertare și de la alții. Fața e nouă. Zugrăveala e frumoasă. Dacă ar fi metamorfoză, tot ar fi ceva, dar e numai la suprafață. Zice că îi va da un chip nou, atât. Da? Și când chipul va fi gata, fiara aceea veche, teribilă, cu trup de greci, cu labe de medopersani, cu gură de babilonieni, se va ridica și cu nou chip își va face lucrare. Aici suntem. Capitolul nostru de aici merge pe următoarea idee. Spuneți-mi, vă rog, fiara aceasta se va ridica împotriva cui? Împotriva credincioșilor care nu îi se vor închina ei și ei vor fi persecutați. Mulțumesc! Fraților, că se ridică împotriva noastră e ceva, într-adevăr. Dar eu aș vrea să punctez ceva mai departe. Se ridică împotriva legii lui Dumnezeu. Această fiară va călca în picioare legea lui Dumnezeu și pe cei ce reprezintă rămășița lui Iisus Hristos. Nu de mult, unul dintre frații mei mi-a atras atenția asupra unui lucru. În ultima vreme noi vorbim foarte mult despre anticrist. Da? Omul anticrist se va ridica la sfârșit. Ați auzit totuși vorbindu-se despre omul fără de legii? Ați auzit vorbindu-se despre omul fără de legii tot așa de mult ca despre anticrist? În Tesaloniceni, capitolul 2, ni se vorbește foarte serios despre omul fără de legii. Care e diferența între anticrist și omul fără de legii? Poftiți? E același lucru. Numai că în momentul în care se vorbește despre omul fără de legii, se arată de fapt lucrarea lui anticrist. Se identifică în ce fel anticristul va fi antichristos.
Adică se va ridica împotriva legii lui Dumnezeu. În ultima vreme, parcă n-am mai vorbit de legea lui Dumnezeu. În ultima vreme, parcă n-am mai prezentat capitolul acesta și ni s-a părut că dacă îl prezentăm, e puțin, sună puțin a îndreptățire prin fapte. Nu e îndreptățire prin credință. Parcă nu mai suntem creștini. Parcă ar trebui să ridicăm pe Iisus Hristos, dar nu legea sa. Să nu uităm că legea lui Hristos, celor 10 porunci, îl prezintă pe Hristos. Și acum, fraților, aș vrea să încheiem, dar nu pot să închei fără ca să citesc împreună cu dumneavoastră câte ceva frumos din capitol. Și dumneavoastră, repede de tot, să-l recapitulăm și să-l înțelegem, eventual să-l comentăm. Treaba asta mi se pare extraordinară. Am văzut de-a lungul anilor în bisericile de credință protestantă un sentiment puternic și mereu crescând în favoarea unei uniri întemeiate pe punctele comune de doctrină. Fraților, zilele trecute v-am spus, am ascultat la radio pe cineva care spunea: ideologia și religia reprezintă elementele cele care împart cel mai mult pe oameni. Deci dacă vrem să fim împreună și să lucrăm împreună, renunță și la ideologie și la o religie care te desparte. Cu alte cuvinte, nu mai avea puncte distinctive. Haideți să vorbim despre ce? Ca să ne înțelegem. Punctele comune. Iubire, Iisus Hristos, sabat? Nu. Legea lui Dumnezeu? Nu. Te rog frumos. Astea sunt ca pietricica în pantof. N-are rost să mergem șchiopătând înainte. Important e să mergem înainte. Asta le lăsăm la o parte. Pentru a se asigura o astfel de unire, este neapărat necesar să se renunțe la discutarea subiectelor asupra cărora nu suntem de acord, oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic. Trăim vremea asta? O trăim sau nu? Ce facem noi? Fraților, nu ne dăm seama, aș vrea să atrag atenția tinerilor. Trecem prin școală. Școala ne formează în felul acesta. Școala de fiecare zi implementează în mintea noastră o filozofie în care ideea de altădată a confruntării între adevăr și minciună nu mai există. Cu alte cuvinte, marea luptă se șterge. În momentul acesta nimeni nu mai luptă cu nimeni. În momentul acesta toți suntem o apă și un pământ. Merge așa, o gândire paradoxală. Nu mai este alb și negru. E și alb, e și negru, tu-l vezi alb, eu-l văd negru. Nu se mai știe cum. Fiecare în felul lui. Așa suntem acum. Noi citim Sfânta Scriptură și spunem că Dumnezeu e creatorul, dar ne-a creat în vreo 500 de milioane de ani, nu e nicio problemă. Lucrurile se amestecă teribil. Mai departe. Nu astfel s-au întâmplat lucrurile cu Roma, nu trăim noi viața ei din nou și ce vedem chiar în fața noastră? Spune Charles Beecher. Un alt conciliu general, o adunare mondială, o alianță evanghelică și un crez universal. Uitați-vă la asta. Uitați-vă la asta. Ce va fi ziua de mâine? Spuneți-mi, vă rog, cel mai important eveniment care va avea loc în ziua de mâine. Un conciliu general, o adunare mondială, de ce tip? O alianță evanghelică și un crez universal. Asta este element constitutiv religios? Da? Mai departe. Când acest lucru va fi realizat, atunci în efortul de a asigura o uniformitate totală, va fi numai un pas până la recurgerea la forță. Adică dacă tot ne unim și dacă facem lucrurile astea, atunci hai să o facem odată, să rupem gâtul la pisică. Ăștia care nu ascultă și care tot sunt nu știu cum, trebuie să-l îndepărtăm cumva. Vreau să vă îndrăgostesc de această carte. Aș vrea să înțelegem că merită să fie studiată, merită să fie citită, merită. Următorul. În legătură cu ziua de odihnă, în legătură cu duminica, câteva citate, două dintre ele sunt citate, folosite în general de teologia catolică. Până la moartea lui Hristos nu s-a făcut nicio schimbare cu privire la această zi, la ziua de odihnă. Și atât când ne arată rapoartele ei, apostolii n-au dat nicio poruncă lămurită ca să se încurajeze părăsirea sabatului zilea a șaptea și păzirea lui în prima zi a săptămânii. Waffle, The Lord's Day, pagina 186-188. Și așa este.
Citim Scriptura, nu se află niciun indiciu în legătură cu această nouă schimbare. De ce am schimbat-o? Următorul citat. În Catehismul Catolic, în legea veche, sâmbăta a fost sfințită, dar biserica învățată de Iisus Hristos, nu știu cum o fi învățat-o, nu știu cum o fi învățat-o, unde o fi învățat-o și de ce o fi învățat-o, dar așa zic, și dirijată de Duhul lui Dumnezeu, nu știu care Duh, în sfârșit, a înlocuit sâmbăta cu duminica. De ce o fi făcut-o? Cu ce autoritate? Așa că acum noi sfințim ziua întâi, nu a șaptea. Duminica înseamnă și duminica înseamnă și este acum ziua Domnului. Pe ce bază? Următorul citat. Chiar actul schimbării sabatului în duminica, pe care protestanții îl admit, deoarece prin păzirea duminicii îi recunosc bisericii puterea de a rândui sărbători și de a impune păzirea lor. Vedeți dumneavoastră de ce au schimbat și porunca patra și au zis să păziți sărbătorile. De ce? Pentru că autoritatea de a impune sărbători aparține cui? Bisericii. Biserica a luat totul în mâna ei și cu asta basta. Dacă vreți o critică a acestor pretenții ale bisericii și dacă nu vrem să vedem scrierile inspirate sau Sfânta Scriptură, citiți din Frații Karamazov, al lui Dostoevski. Și acolo Dostoevski ia în capitolul Marele Inchizitor și face o critică extraordinară a pretențiilor bisericii catolice, bisericii medievale în legătură cu autoritatea ei asupra sufletelor oamenilor. Și este același lucru. Este același lucru ca aici. Dar când oamenii leapă de instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca semn al supremației ei, prin aceasta ei aleg semnul supunerii față de Roma, adică semnul fiarei. Când? Lucrul acesta nu se va produce până când problema nu va fi pusă lămurit înaintea poporului. Să avem grijă să nu o luăm înaintea evenimentelor. Capitolul spune limpede, lucrul acesta, și anume semnul fiare, nu se va produce până când această problemă nu va fi pusă înaintea poporului. Și oamenii vor fi aduși să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, iar aceia care continuă în nelegiuire vor primi atunci semnul fiare. Vor fi dezbateri publice, vor fi momente extraordinare în care se va vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre sabatul lui Dumnezeu, despre autoritatea de a schimba. Și în momentul acela poporul lui Dumnezeu este chemat să stea în picioare. Dar nu se vor ridica în picioare decât aceia care trăiesc legea înăuntru, nu numai pe din afară. Și acum ultimul citat. Cred că am sărit unul. Este important. Frații de la media, vă rog din tot sufletul. Asta e. Și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică, inclusiv în cea romano-catolică, ce cred cu sinceritate că duminica este sabatul rânduit de Dumnezeu. Să nu confundăm individul cu instituțiile mari și să avem grijă să nu ne adresăm oamenilor astăzi ca față de cineva care sunt răuvoitori și care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Citatul acesta, practic, este înaintea citatelor care le-am citit acum înainte. Dacă vreți, puneți-le doar pentru o trecere revistă în ordinea normală, vă rog. Următorul. Deci, după ce s-a spus că există creștini care sunt sinceri și astăzi, se adaugă. Când oamenii leapădă însă instituția pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul autorității sale și cinstesc în locul ei ceea ce Roma a ales ca fiind semn al supremației ei, prin aceasta ei aleg semnul fiarei. Când oamenii nu știu, încă n-au ales semnul fiarei. Lucrul acesta nu se va produce decât în momentul în care această problemă va fi pusă lămurit în fața poporului. Să nu o luăm înainte, să nu ne grăbim. Să avem milă și să mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm într-un timp de har în care Dumnezeu ne mai cheamă la El și în care pune în fața noastră o mare lucrare de făcut. Domnul să ne ajute să înțelegem că ne provoacă și timpul și chemarea Lui. Amin. În numele Domnului închidem serviciul divin cu cântarea
422 imnuri creștine noi, titlul cântării Venim din cuvântul de Domnul Rostit. De Domnul Rostit. Aș vrea să vă rog un lucru. La refren, haideți să cântăm Vom păstra legea sa, nu doar vom vesti legea sa. E mult mai în temă cu ceea ce am studiat astăzi. Serviciului divin pentru acest început de sabat, să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru acest extraordinar de mare privilegiu pe care ni l-ai dat copiilor tăi, nouă și copiilor tăi. Doamne, te rog să ne deschizi mintea, te rog să ne deschizi inimile. Ajută-ne să te înțelegem și să te interpretăm în mod corect. Fii cu noi, coboară Duhul Tău cel Sfânt peste noi, în casa noastră, în familiile noastre. Ajută-ne să fim lumină pentru vecinii noștri. Ajută-ne ca să fim vase de lucru prin care Tu să te proslăvești, Doamne. Proslăvindu-te prin noi, te proslăvești pentru întregul univers. Te rog mult, Doamne, să ai milă de cei care nu au putut veni pentru că au fost bolnavi sau au avut probleme pe care nu le-au putut rezolva. Te rog să ai milă de copiii noștri și de copilașilor. Ajută-i să te înțeleagă, Doamne, să se întoarcă la Tine, văzând cât ești de bun, să guste din Tine, să lucreze pentru Tine cu dragoste și respect. Atinge-te de noi înșine, Doamne, și curățește-ne prin jertfa Ta, prin sângele Tău. Te rog să ne dai o inimă curată și un cuget curat. Te slăvim și te proslăvim, Dumnezeule, în veci de veci, în numele lui Iisus Hristos, care a fost cuvântul de care Tu te-ai folosit la crearea lucrărilor Tale.
slava să te împodobească în veci de veci. Amin. Amin.